România, producția de pește este în scădere, chiar dacă există cerere și consumul este în creștere. Campania știrilor ProTV, prinși în plase de incompetență, vă arată cum pe fondul harababurii de la noi, antreprenorii din statele vecine fac profituri foarte mari din exportul către țara noastră. Am ajuns să importăm peste 90% din tot peștele de apă dulce pe care îl consumăm anual. Și dacă la vecinii bulgari, de exemplu, pescarii au salarii de până la 1500 de euro, noi ne plângem de lipsa forței de muncă. Cu o flotă maritimă mai mult decât modestă și ferme piscicole care se convertesc în pășuni și unități de agrement, cu braconaj în floare și pescari autentici tot mai puțini, dar și fără multe investiții eficiente, piața peștelui de la noi e dominată de importuri. Cehia face 50.000 de tone de crab, e cât 4 județe din România. Cehia? Cehia, da? Cel mare exportator. Polonia, 20.000, bun. Cât face România? Au, mi-e frică și mi-e rușine să vă spun. Noi importăm la ora actuală crapi, deci ciprinide și păstrăvi din țările vecine în valoare de 32-35 de milioane de euro pe an. A crescut consumul de pește pe cap de locuitor în România, bazându-ne pe 92% importuri. Iată o afacere din Bulgaria la 100 de kilometri de Calafat. Cresc pești în viviere, adică în niște bazine plutitoare unde produc crap, păstrăvi și sturioni. Unul dintre asociație, fost vaporean de la Vidin și știe bine românește. El practic ține toate legăturile comerciale cu țara noastră. Producția care facem, 90% de România. Practic, afacerea de aici depinde de consumul din România? Da, da. Adică dacă n-ar fi România, comenzile din România? Dacă nu sunt comenzile din România, n-avem cum să vindem producția. La păstrăv, de exemplu, obțin cam 1300 de tone pe an din ferma pișticolă, dar și dintr-o păstrăvărie cu unitate de procesare făcută cu fonduri de la Uniunea Europeană. Societatea vinde păstrăvul Angro în România cu 4,45 € kilogramul, adică 22 de lei, dar îl livrează gata eviscerat la cutii cu gheață de câte 10 kg. În acest preț intră și transportul până la noi și rezultă o vânzare de peste 5 milioane de euro pe fiecare an. În România, păstrăvul eviscerat se vinde cu 30 până la 35 de lei kilogramul în funcție de zonă. Se cere crap, caras, sturion. Nu e pește care să nu... Îl trimiteți să nu-l mănânce. Da. Din fiecare vivieră, peștele este tras cu acel grader, este selectat în funcție de mărimi prin acele tuburi și este dus mai departe fie către transporturile care ajung în România, fie către unitatea de procesare. Noi avem un contract cu Apile Bulgar, da, la 10 ani de zile. Se reînnoiește? Da. Și plătiți ceva? Nimic nu se plătește. Nimic? Nimic nu se plătește. Autoritățile bulgare au avut viziune. Lacurile oricum produc energie hidro și guvernanții de la Sofia n-au mai legiferat alte costuri pentru acvacultură. Azi că să încurajeze domeniul ăsta? Cred că da. În România, autoritățile tocmai au crescut în această vară redevențele de 2 sau chiar de 3 ori mai mult pentru luciul de apă concesionat. Și cum în Bulgaria nu plătește chirie, Vili bagă bani în plase de suprafață care să țină cormoranii departe de viviere. La 4 ani de zile se schimbă plasa, o plasă 3, 4, 5 de euro. Noi ne lăudăm cu un pește mai bun, bulgarii cu unul mai ieftin. Într-adevăr, peștele prins pe baltă de genul este un pește aproape ca cel de delta. Și o să vedeți crapul prins pe bălțile mele, este un crap cu mușchiul ăla roșu, exact, foarte asemănător ca și morfologie cu crapul de Dunăre. De sălbatic. Exact, exact. Rămâne acel gust autentic de crap. Producem un pește care să fie diferit. Structura lui musculară este mult mai bună, nu este apoasă. Gustul este cu totul altceva, este mai dulceac. Eu pot să fac aici 10 viviere fără probleme și aș face investiția cu mare drag, pentru că e mult mai ușor să crești și să ai controlul asupra peștelui în viviere. Nu mai ai probleme cu cormoranii, nu mai ai probleme cu pelicanii, pui plase deasupra vivierelor. Dar în ce condiții ai face asta? Măcar cu niște deduceri de taxe. Interesant este că peștele care crește în vivierele bulgărești este de fapt puiet adus din România, de la un institut de cercetare aflat la Nuceț. Bulgarii recunosc cu jumătate de gură că îl iau ieftin de la noi pentru că ei nu au institute în domeniu. Am trecut și de cealaltă parte a Dunării, pe pământ românesc.
Suntem la Radovan, la 65 de kilometri de Calafat, pe partea românească. Aici am găsit singura amenajare piscicolă care mai funcționează în județul Dolj din toate câte activau înainte de 1989. Însă nici aici lucrurile nu sunt roz, deoarece cei care dețin tot acest amplasament sunt într-un permanent scandal și litigiu cu autoritățile statului. Eșecul nostru, bucuria vecinilor bulgari care au găsit o piață excelentă la noi, cu concurență slabă și marfă puțină. Thank you.